Fostul procuror general Alexandru Stoianoglu solicită să fie achitat în dosarul în care este învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu. Este vorba despre cauza penală în care îi se incriminează că pe vremea când exercita funcția de procuror general, i-ar fi oferit fostului șef al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauză specială, Nicolae Chitoroagă, o indemnizație în mărime de 163.000 de lei la plecarea din funcție. Potrivit procurorilor, atunci Chitoroagă era urmărit penal și nu avea dreptul să beneficieze de acel ajutor material, iar Stoianoglu ar fi prejudiciat astfel bugetul Procuraturii Generale. Stoianoglu și-a expus astăzi pledoaria în acest dosar și a declarat că pledează nevinovat. În cadrul ultimului său cuvânt în dosarul în care este învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu, Alexandru Stoianoglu a declarat în fața magistraților că toate dosarele intentate pe numele lui sunt inventate la comanda politicului. Mai mult, în apărarea lui a declarat că indemnizația oferită fostului șef al PCCOX la plecarea din funcție nu poate constitui motivul unei infracțiuni și a unei pedepse penale, deoarece s-a comis o eroare, iar ulterior Chitoroagă a restituit banii respectivi în bugetul Procuraturii Generale. Astfel de probe nu există și nici nu pot exista, care a confirmat faptul că eu, Alexandru Stoianoglu, semnând ordinul numărul 104 din 23 ianuarie 2020, ar fi acționat intenționat în scopul favorizării lui Chitoroagă Nicolae, astfel încât acestuia să fie achitată ilegal sumă de 163.000 de lei, urmărând scopul de a obține pentru mine avantaje materiale sau nepatrimoniale. Acuzatorii de stat au încercat să înduce în eroare instanța, insinuind încălcarea unor instrucțiuni care se referă la procedurile de evidență și a circuitul inter a documentelor din cadrul Procuraturii Generale. Procurorul de caz Petru Iarmaliuc susține că Alexandru Stoianoglu a acționat în cunoștință de cauză atunci când a oferit unui angajat cercetat penal indemnizația de la plecarea din sistem. Astfel, acuzatorii cer 8 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semi-închis pentru această infracțiune, iar pe numele fostei șefe de la Resurse Umane a Procuraturii Generale 6 ani de pușcărie. Cunoștea faptul că nu este permis, deși este un drept a procurorului general, dar în cazul în care în privința unui procuror este pornită urmărire penală, nu se permite să fie achitate indemnizația la eliberare din muncă. Domnul Stoianoglu cunoștea acest fapt și domnul Stoianoglu, în cunoștință de cauză, depășind atribuțiile de serviciu, a comis aceste acte și a dispus achitarea serviciului. Fostul procuror general Alexandru Stoianoglu urmează să-și afle sentința pe acest dosar în data de 28 februarie. Stoianoglu mai este învinuit pe alte 3 capete de acuzare: corupere pasivă, fals în declarații și abuz în serviciu.